veți asculta un mesaj din Sfânta Scriptură rostit de pastorul Teodor Dronca. Pentru momentele de învățătură biblică care vor urma, vom citi cuvântul lui Dumnezeu din calendar, respectiv din cartea Exodul, Ieșirea, capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 15. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise: așa să vorbești copiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Problema principală a textului nostru de astăzi este numele lui Dumnezeu. Cum se numește Dumnezeu? Moise a avut această problemă și a cutezat să-i o spună lui Dumnezeu. Și a zis, după cum ați auzit: Doamne, Tu m-ai făcut liderul acestui popor. Acest popor mă va întreba: Dumnezeul care te-a trimis la noi, cum se numește? Care este numele Lui? Ce să le răspund la această întrebare? Ce să le spun despre identitatea Ta, Doamne? Și Domnul a răspuns aceste întrebări legitime a lui Moise și a zis: când te vei duce la popor să spun eu sunt, cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi să vă spun că acesta este numele lui veșnic, din neam în neam, așa se cheamă Dumnezeu. Dragii mei, Scriptura, Vechiul Testament și Noul Testament ne arată adevărata identitate a lui Dumnezeu. Și numele acesta, eu sunt, este un nume pe care evreii îl sanctificau foarte tare și îl numeau Iahve, se mai numește și Jehova. Îl rosteau cu respect și întotdeauna când îl rosteau, se ridicau în picioare și rosteau cu multă emoție numele lui Iahve. Pentru vremuri destul de lungi, de secole, au încetat să mai folosească numele acesta și foloseau un alt nume, mai cald, mai aproape de ei, numele de Adonai. Aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri despre cum se numește Dumnezeu. Primul nume al lui Dumnezeu, încă înainte ca să îl spună lui Moise, de pe paginile Sfintelor Scripturii, este numele de Elohim. Elohim este numele lui Dumnezeu și înseamnă o dumnezeire la plural. El începe din prima carte a Bibliei, Genesa, capitolul 1, versetul 1, când spune așa: la început Elohim, adică Dumnezeu, a făcut cerurile și pământul. Și pluralitatea numelui lui Dumnezeu se arată la crearea omului. Când Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Primul nume al lui Dumnezeu arată pluralitatea dumnezeirii.
Știți că avem un singur Dumnezeu, dar există trei persoane în această dumnezeire. Elohim exprimă numele la oaltă acestor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi nu folosim în românește Elohim când vrem să vorbim de persoanele dumnezeirii, ci folosim expresia Sfânta Treime. Sfânta Treime nu este cuprinsă în Biblie, dar este un concept teologic care arată că Dumnezeu există în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numele de Elohim, care arată pluralitatea dumnezeirii, dar și unitatea dumnezeirii în același timp, este menționat de vreo 31 de ori în actul creației și în Vechiul Testament numele de Elohim al lui Dumnezeu are peste 2500 de mențiuni. În conceptul acesta de Elohim, Dumnezeu înseamnă creator și Dumnezeu înseamnă judecător. Elohim era un nume pe care evreii îl cunoșteau și îl cunosc și astăzi, poate noi mai puțin, dar iată că vi l-am spus. De la acest nume compus, Elohim, sunt câteva derivate, începând cu numele scurt El. Și am să vi le spun. Așa este El Olam, folosit în Psalmul 90, versetul 1 și versetul 2, unde citim. Doamne, adică El Olam, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești El Olam, adică Tu ești Dumnezeu. Cuvântul acesta sau numele acesta de El Olam arată caracterul veșnic al lui Dumnezeu. El Olam înseamnă Dumnezeul cel veșnic, fără început și fără sfârșit. Noi toți avem un început, nădăjduim să nu avem un sfârșit spiritual, dar un sfârșit biologic mulți dintre noi îl vom avea. Există apoi un al doilea nume care începe cu El de la Elohim și este El Elion. În Psalmul 9, versetul 2. Voi face din tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele tău, Dumnezeule preanalt. Acest El Elion arată că Dumnezeu este cel mai înalt, este cel preanalt și că altul mai mare ca El nu există. Apoi un alt nume, El Eloah, în Isaia, capitolul 9, versetul 6, spune, îl vor numi, printre altele, Dumnezeu tare, care înseamnă El Eloah, Dumnezeu puternic. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu tare și este un Dumnezeu puternic, mai puternic decât orice Dumnezeu ar fi în lumea aceasta. Există apoi numele de El Roi, în Genesa, capitolul 16, versetul 13, și sensul este atot văzător. Este vorba de episodul în care Agar este izgonită în pustiu și este salvată de Dumnezeu acolo în pustiu în care n-avea pe nimeni. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise, Tu ești Dumnezeul meu care mă vede, căci a zis ea cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. Cel ce m-a văzut este El Roi. Și dacă El Roi, adică Dumnezeul care vede, a văzut-o pe Agar într-una dintre cele mai triste momente din viața ei, să știți, dragii mei, că Dumnezeu este El Roi și pentru noi. El ne vede atunci când nimeni nu ne vede. El ne ajută atunci când nimeni nu-i pasă de noi. Este Dumnezeul care vede. Și este Dumnezeul care atunci când vede, nu poate să nu ajute, nu poate să nu sprijinească, de aceea să ne punem toată încrederea în El. Un alt nume este El Shaddai, Genesa capitolul 49, versetul 24,
citim despre acest nume al Domnului. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Acest puternic al lui Iacov este El Shaddai, adică Dumnezeul care poate, Dumnezeul care are o putere și o tărie nemai întâlnită și nemai pomenită. Numele Lui în sensul acesta este El Shaddai. Și încă un derivat de la Elohim este El Imanu sau pe românește Emanuel. El Imanu sau Imanuel, Emanuel este arătat în Isaia capitolul 7 versetul 14, când spune că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vei pune numele Emanuel sau Imanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și împlinirea acestui cuvânt profetic este în Matei capitolul 1, versetul 23, când chiar s-a născut Mesia, când chiar s-a născut Domnul Iisus Hristos și când i-au pus numele profețit de Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Este un nume pe care l-a purtat Fiul lui Dumnezeu pe acest pământ. Dar tot nume de Dumnezeu este, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Are aceeași esență pe care o are și Dumnezeu Tatăl. Așadar, primul nume complet pe care îl întâlnim pentru Dumnezeu este Elohim, Dumnezeu, în toată puterea și strălucirea Lui, în toată esența Lui, Dumnezeu în pluralitatea Lui, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și de la Elohim avem aceste nume pe care le-am arătat. El Olam, care înseamnă Cel Veșnic, El Elion, care înseamnă Cel Preanalt, El Eloah, care înseamnă Dumnezeu Tare, El Roi, care înseamnă Dumnezeu a toate văzător, El Shaddai, care înseamnă Dumnezeu puternic, și Imanuel sau Emanuel, care înseamnă Dumnezeu coborât printre noi, Dumnezeu cu noi. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Dumnezeu poartă un nume minunat. Este doar primul nume despre care v-am vorbit și despre care Biblia ne vorbește în Vechiul și Noul Testament. Al doilea nume pe care deja îl avansam și pe care și l-a prezentat Dumnezeului Moise este numele de Jehova sau Iahve. Eu sunt Cel ce sunt. Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Ce înseamnă acest Eu sunt? Ce înseamnă acest Iahve sau Jehova? Înseamnă un Dumnezeu care există prin sine. Există, înseamnă un Dumnezeu care de la sine posedă existența veșnică. Nimeni nu l-a făcut pe Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul, a creat totul, dar pe Dumnezeu nimeni nu l-a făcut. El există înainte de orice început și dincolo de orice sfârșit. Cel ce se numește Eu sunt. Nu Cel ce se numește Eu am fost, ci Cel ce se numește tot timpul Eu sunt. Este un prezent continuu. Eu sunt pentru trecut. Eu sunt pentru prezent. Eu sunt pentru viitor. Și de la numele acesta de Jehova, pe care evreii îl divinizau foarte tare, există și aici câteva nume derivate sau câteva nume care arată aspectele lui Dumnezeu în calitate de Jehova. Este în primul rând Jehova Ire, pe care îl găsim în Genesa, capitolul 24, versetul 14. Și aici este vorba de episodul în care 22 cu 14. Este vorba de episodul în care Avram este pornit să-l jerfească pe Isaac. La un moment dat, după ce se termină episodul cu jerfirea lui Isaac, zice Genesa 22 cu 14, Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. Și dacă vă uitați
În Bibliile dumneavoastră, la subsolul Bibliei, scrie, adică Jehova Ire. Jehova Ire este Domnul Dumnezeul nostru care poartă de grijă. El a purtat de grijă lui Avram să nu-l jertfească pe Isaac. El a purtat de grijă lui Isaac ca să nu fie jertfit, ci să fie înlocuit de un berbece. Și Domnul care este Jehova Ire, este Domnul care ne poartă de grijă și nouă. Aș vrea să-L cunoaștem în această calitate a Lui, sub numele acesta de Jehova Ire. Și să chemăm puterea lui Jehova Ire, ca să ne poarte de grijă în momentele noastre cele mai grele, atunci când poate ne simțim părăsiți, când nimeni nu ne mai poartă de grijă. Domnul poartă de grijă oricând. Numele Lui este Jehova Ire, Cel ce poartă de grijă copiilor lui Dumnezeu. Și fie ca sub acest nume să-L cunoaștem, nu numai teoretic, ci și practic în viața noastră și să recunoaștem pentru noi, înainte altora, că Dumnezeul nostru este Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă. Un alt Jehova sau un alt compus al lui Jehova este Jehova Rafa și întâlnim acest nume al lui Dumnezeu în Exodul capitolul 15, versetul 26. Un verset extraordinar. Spune așa, El a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă, mărit să fie numele Domnului. Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Domnul are puterea să vindece. I-a promis aceasta poporului său și i-a spus, dacă vei fi credincios, dacă nu te vei abate de la căile mele, eu nu voi îngădui bolile pe care le-am îngăduit peste egipteni. Și dacă acestea vor veni, nu uita, eu sunt Jehova Rafa, sunt Domnul care te vindecă. Mă aude bine oare oricine din locul acesta? Dumnezeul nostru este Jehova Rafa, Domnul care vindecă. De ce nu ne încredem în El? De ce nu alergăm la El? De ce ne ducem la medicii acestei lumi? Nu că aș fi împotriva științei medicale, dar avem un Jehova Rafa, un Dumnezeu care vindecă, un Dumnezeu care are puterea oricând să vindece orice boală și orice neputință din trupurile noastre. El este același, este Jehova, fără început, fără sfârșit. Din totdeauna a fost Jehova Rafa, Domnul care vindecă și pentru tot timpul va fi Jehova Rafa, adică Domnul care vindecă. Sunt unii creștini, unii teologi chiar, care spun că astăzi a trecut timpul minunilor și că Dumnezeu nu mai vindecă. Nu e adevărat! Dumnezeu vindecă și astăzi, mărit să fie numele Lui. El este Jehova, același în scurgerea vremii. Numele Lui de Jehova Rafa, Domnul care te vindecă, e valabil și puterea Lui de vindecare e valabilă și pentru noi în zilele acestea. De aceea, dacă mă asculți aici în biserică sau la radio și dacă te macină vreo boală, vreo neputință, vreo suferință, vino la Jehova Rafa. Spune-i, Doamne, am auzit că Tu ești Cel ce vindecă și Te rog să mă vindeci și pe mine. Și eu Te asigur că Domnul care este Jehova Rafa Te va vindeca, bineînțeles, în anumite condiții. Observați în versetul acesta, El pune anumite condiții poporului Său, dacă și dacă și iar dacă. Dacă vom îndeplini condițiile impuse de Domnul care ne vindecă în cuvântul Său, El va fi Jehova Rafa, Domnul care ne vindecă pentru fiecare și în orice împrejurare a vieții noastre. Avem apoi numele de Jehova Nisi. În Exodul capitolul 17, versetul 15. Și aici cuvântul Domnului zice, Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu, sau Jehova Nisi. Dumnezeu este și Jehova Nisi. Este Domnul steagul meu. Ce înseamnă că Domnul este steagul meu?
înseamnă că prin el sunt biruitor. Steagul este simbolul victoriei. Și întotdeauna când mergem cu acest steag, care este Domnul, vom fi biruitori. Când mergem cu steagul nostru, cu steagul inteligenței noastre, cu steagul bogăției noastre, cu altfel de steag al numelui nostru, s-ar putea să fim înfrânți, dar când mergem cu standardul victoriei, care este Domnul, Jehova Nisi, întotdeauna vom fi biruitori. Prea adesea ne-a biruit diavolul, dar pentru că n-am ridicat steagul care trebuia ridicat. Steagul nostru este Domnul, Jehova Nisi, și când vom ridica acest steag, Domnul steagul meu, Domnul standardul meu, vom avea biruință prin numele Său și prin puterea Sa. De aceea, vă invit să mergem înainte în viață, în încrâncenarea luptei spirituale pe care o avem de dus, nu pe baza forțelor noastre, nu pe baza înțelepciunii noastre, nu pe baza banilor noștri, nu pe baza poziției noastre sociale, ci pe baza lui Dumnezeu. Steagul nostru în luptă, steagul de care fuge vrăjmașul, să fie Jehova Nisi. Domnul, steagul meu. Moise a zidit acest altar și a pus numele Domnul, steagul meu. Vrăjmașul a văzut acest steag și a fugit. În numele Domnului, vrăjmașul fuge. De steagul de biruință al Domnului, vrăjmașul fuge. Suntem biruitori prin El, numai prin El, fiindcă Domnul este Jehova Nisi, steagul nostru. Apoi mai există un nume derivat de la Jehova. În Leviticul capitolul 20, versetul 8, Levitic 20 cu 8, și este numele de Jehova Kadesh. Numele acesta de Jehova Kadesh este numele de Domnul care sfințește. Să păziți, a zis Domnul, legile mele și să le împliniți. Eu sunt Jehova Kadesh. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Ne place că Domnul merge înaintea noastră în luptă. Ne place că Domnul este steagul nostru. Ne place că Domnul ne vindecă de toate neputințele noastre. Dar oare ne place că Domnul ne vrea sfinți? Și că numele Lui este Domnul care sfințește? În poporul Domnului, Domnul nu acceptă oameni nesfințiți. Cu oameni nesfințiți, Domnul nu luptă. Cu oameni nesfințiți, Domnul nu merge la luptă. Cu oameni nesfințiți, Domnul nu umblă. Trebuie să fim sfinți, cum și Cel pe care îl chemăm ca Tată este sfânt. Dar cum să ne sfințim? Oare putem noi să ne sfințim? Dragii mei, ne sfințește Domnul. El este Jehova Kadesh, Domnul care te sfințește. Domnul ne sfințește. Ne sfințește prin cuvântul Său. Și Domnul a zis în Ioan 15:3, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Ne sfințește prin sângele Domnului Iisus Hristos. Ne sfințește prin Duhul Sfânt. Are Dumnezeu la dispoziție metodele și mijloacele prin care să ne sfințească. Dar ascultați, popor al Domnului, voi cei ce purtați în numele Lui, El este Jehova Kadesh, Domnul care sfințește. Oare venim în această zi, aici, în prezența Domnului, să ne lăsăm sfințiți de El? Sau doar suntem niște ascultători despre numele Lui și mergem acasă la fel de întinați cum am venit aici? Dumnezeu este sfânt. El vrea sfințire și de la noi. Și dacă vrem să umblăm cu Domnul pe acest pământ, să lăsăm ca Domnul să fie Jehova Kadesh pentru noi, Domnul care ne sfințește. Un alt nume este Jehova Shalom. În Judecători, capitolul 6, versetul 24, întâlnim acest nume care înseamnă Domnul Păcii. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Jehova Shalom, adică Domnul Păcii. Dumnezeul nostru este Domn al Păcii. El se implică și în războaie, dar nu în orice fel de războaie, ci în războiul și în lupta cu cel rău, cu forțele întunericului. Altfel, Domnul nostru este Jehova Shalom, adică Dumnezeul Păcii. De la El vine pacea.
Și zice Biblia că cei răi n-au pace, fiindcă nu sunt cu Dumnezeu. Dar toți cei ce sunt ai Domnului sunt fii ai păcii, pentru că Domnul care umblă cu noi este Dumnezeul păcii, este Jehova Shalom, este Domnul care ne dă pace în inimile noastre, este Domnul care ne dă pace în familiile noastre, este Domnul care ne dă pace în biserică și în lumea aceasta. Degeaba popoarele lumii se înarmează ca să facă un echilibru de forțe pentru a păstra pacea. Pacea vine de la Cel care se numește Jehova Shalom, Domnul Păcii. Și Mântuitorul Iisus, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a zis: eu vă las pacea mea, vă dau pacea mea. El este Domnul Păcii, El este Jehova Shalom, de la El să luăm pacea care întrece orice pricepere și pacea care rezistă în orice furtun. În lume veți avea necazuri, a zis Domnul, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cel ce a biruit lumea ne dă pace și noi, nouă, și este Domnul Păcii peste inimile și peste sufletele noastre. Există apoi Jehova Rohi, Psalmul 22, versetul 1, care înseamnă Domnul păstorul nostru. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Sau păstorule, păstorule, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce te depărtezi fără să-mi ajut și fără să-mi asculți plângerile mele? Ce bine e ca Domnul să fie păstorul nostru. Psalmul 23 spune: Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Ce bine este să ne lăsăm păstoriți de Domnul. El are hrană și are apă curată, sănătoasă pentru sufletele noastre. Domnul e păstorul nostru. Noi suntem turma pășunii Lui. El este Jehova Rohi, Domnul care ne poartă de grijă, Domnul care ne păstorește la ape de odihnă, la pășuni verzi, Domnul care ne poartă de grijă și nu ducem lipsă de nimic câtă vreme El, Jehova Rohi, este cu noi și câtă vreme noi suntem cu Jehova Rohi, adică cu Dumnezeu care este păstorul nostru. Există apoi și Jehova Shamah în Ezechiel, capitolul 48, cu 35. Este exact ceea ce scrie aici deasupra ambonului. De jur împrejurul cetății, 18.000 de coți. Și din ziua aceea, numele cetății va fi: Domnul este aici. Domnul este aici. Jehova Shamah arată prezența lui Dumnezeu cu noi. Domnul este în ceruri, dar Domnul este și aici. Domnul este cu oricine umblă cu El. Domnul este cu oricine care caută sfințenia și neprihănirea. Domnul este aici. Trebuie să-L simțim în sufletele noastre. Trebuie să-L simțim în inimile noastre. Domnul este aici. Putem spune lucrul acesta? Fiecare dintre noi: este Domnul aici unde sunt eu? Este Domnul aici unde suntem noi? Este Domnul cu noi în orice clipă a vieții noastre? El se numește Jehova Shamah. Domnul este aici. Și în orice clipă a vieții, și la bucurii, și la necazuri, ce important este să fie Domnul cu noi? Ce important este să fie Domnul aici? Aici, acum, când am nevoie de El. Dar aici, acum, și când El are nevoie de noi. Adesea, noi îl vrem aici, când avem nevoie de El. Dar El ne vrea și când are El nevoie de noi. Sau vrea să fie cu noi și când El are nevoie de noi. Domnul este aici. Arată o permanență a prezenței lui Dumnezeu peste poporul Său. Și în sfârșit mai există un Jehova Savaot. Jehova Savaot, Isaia, capitolul 1, versetul 24, Domnul oștirilor. Spune așa: de aceea iată ce zice Domnul, Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel. Aici sunt mai multe nume pe care deja vi le-am explicat, dar îl reținem pe acesta de Jehova Savaot, adică Domnul oștirilor. Și același nume este și în Psalmul 46, versetul 7. De aceea, iată, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov
este un turn de scăpare pentru noi. Dumnezeul oștirilor este cu noi. Dumnezeu este Dumnezeul oștirilor. El este în fruntea oastei sale. În oastea sa sunt și eu, în oastea sa ești și tu, în oastea sa suntem fiecare dintre noi. Și ne interesează dacă suntem în oastea aceasta, dacă suntem înregimentați în oastea aceasta, cine este Domnul acestei oștiri? Pe cine avem în fruntea noastră? Și aflăm că Domnul oștirilor, Jehova Sabaoth, conduce oștirea sa. El este Domnul oștirilor, Jehova Sabaoth. Și în felul acesta ne înrolăm cu bucurie în oastea sa și știm că oastea sa nu va fi înfrântă niciodată, pentru că Domnul Jehova Sabaoth este în fruntea oastei sale și oastea sa va fi biruitoare tot timpul. Lăudați să fie numele Domnului. Vedeți câte nume are Dumnezeu. Întâi numele de Elohim, cu derivatele sale, vi le-am spus, vi le repet, El Olam, El Elion, El Eloah, El Roi, El Shaddai și Immanuel sau Emanuel. Apoi vine numele de Iahve sau Jehova, cu derivatele lui, Jehova Ire, care înseamnă Domnul poartă de grijă, Jehova Rafa, care înseamnă Domnul te vindecă, Jehova Nisi, Domnul steagul nostru, Jehova Kadesh, Domnul care ne sfințește, Jehova Shalom, Domnul păcii, Jehova Rohi, Domnul păstorul nostru, Jehova Shamah, Domnul este aici, prezent permanent cu noi, și Jehova Sabaoth, Domnul oștirilor. Există și o combinație între Jehova și Elohim, cele două nume principale despre care am vorbit, ale lui Dumnezeu, Jehova, Elohim, în Genesa capitolul 2 cu 5, unde se vorbește despre Domnul Dumnezeu. Dumnezeu este Elohim, Domnul este Jehova. Și apoi în Psalmul 59, versetul 5, la fel, Domnul Dumnezeu, adică Jehova Elohim. În afară de aceste două nume, Elohim și Jehova, mai întâlnim și alte nume ale lui Dumnezeu în Biblie și aș vrea să vorbesc despre cel puțin încă trei nume foarte importante ale lui Dumnezeu. Unul dintre acestea este Adonai. Numele de Adonai este numele lui Dumnezeu. Și dacă Iahve este o pronunție atât de sacră, încât evreii nu-și permit să-l rostească decât foarte rar și pentru vreme de vreo 200 de ani a fost o perioadă în care nu l-au rostit deloc, ei preferă în loc de Iahve sau de Jehova, preferă numele de Adonai. Este un nume mai cald, este un nume mai aproape de sufletele omenești. Adonai este în închinarea evreilor. Adonai este în lauda evreilor. Adonai care înseamnă stăpân, dar un stăpân blând, un stăpân care se îngrijește, un stăpân care are milă. Înseamnă domn, dar un domn preocupat de slujile sale, de robii săi, un domn care e mereu prezent și un domn care se coboară de la înălțimea cerurilor și de la grandoarea numelui său de Iahve la fiecare dintre cei care alcătuiesc poporul său. Adonai îl veți întâlni foarte des în cântecele evreilor. Adonai este foarte frecvent în cartea psalmilor. Numeroase versete din cartea psalmilor nu vorbesc despre Jehova, ci vorbesc despre Adonai. Și numele acesta de Domnul, care este un nume cald, un nume accesibil, un fel de partener care merge înainte cu noi, dar care îi pasă de noi și care nu vrea ca noi să rămânem înapoi, ci vrea să aibă părtășie cu noi. Vă aduceți aminte că de la început Dumnezeu l-a creat pe om din dorința de părtășie cu el. L-a creat pe Adam și apoi și pe Eva din dorința de părtășie. Și în fiecare zi în răcoarea zilei, Domnul stătea de vorbă cu omul. În fiecare zi era această părtășie a lui Adonai cu Adam și Eva. Până într-o zi în care Domnul s-a coborât, la momentul și la locul părtășiei și Adam nu mai era. Și l-a întrebat Dumnezeu, unde ești? Și era nu departe, dar era deja în păcat.
Și păcatul, dragii mei, surpă această legătură dintre Adonai și poporul său. Păcatul ne separă de Dumnezeu. Păcatul ne face să nu mai spunem lui Dumnezeu Iahve, că este prea sfânt să rostim numele acesta, dar nici măcar Adonai. De aceea, dacă vrem să-L avem pe Domnul ca partener al vieții noastre, ca Adonai, ca Domnul și Stăpânul, care ne îndrumă, care ne călăuzește, care merge cu noi pe cale, să reținem, între noi și Dumnezeu n-are voie să fie un păcat. Un singur păcat sau mai multe păcate surpă legătura noastră cu Dumnezeu. Și Isaia spune, păcatele noastre fac un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și ascund fața Lui. Dacă vrem să mergem înainte pe cale cu Adonai, că poate Iahve este prea sfânt, un Dumnezeu de care nu te poți apropia, atunci haideți să trăim în neprihănire. Nu sunt cuvinte aruncate în van, degeaba, ci este o condiție esențială. Ca să avem părtășie cu Dumnezeu, trebuie să trăim în neprihănire. Dumnezeu este sfânt și cine vrea să umble cu El pe acest pământ, de asemenea, trebuie să fie sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi, există în Noul Testament alte două nume ale lui Dumnezeu, ale Domnului. În Romani, capitolul 8, versetul 15, este numele de Ava. Numele de Ava înseamnă pentru Dumnezeu părinte, tată, ba chiar un diminutiv, tăticule, cum ar veni în românește. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tată. Strigăm noi Ava? Poate prea rar. De ce? Fiindcă nu avem destul Duh Sfânt în noi, frați și surori. Când Duhul lui Dumnezeu clocotește în noi, când Duhul lui Dumnezeu ne umple, strigăm Ava, avem acces la această relație privilegiată. Nu un Dumnezeu care există undeva în ceruri, nu un Iahve de care nu te poți apropia, nici măcar un Adonai, un Dumnezeu cu care să umbli, ci un Tată. Ava înseamnă Tată. Noi suntem copii și El este Tatăl nostru. Este chiar tăticul nostru, scump și drag, la care venim cu orice cauză. Nu-i așa? Când eram copii în lumea aceasta și unii mai sunt, veneam la tata, veneam la mama, veneam la părinții noștri. Tăticule, mămico, am următoarea nevoie, am următoarea suferință, am următoarea necesitate și veneam ca la nimeni altul la părinții noștri. Așa trebuie să venim la Dumnezeu, frați și surori. Dumnezeul nostru este Ava, este Tată, este Tătic, este un Dumnezeu care se află într-o relație personală cu noi. Suntem în familia lui Dumnezeu, suntem copii al lui Dumnezeu, ne-a pus în inimă Domnul, fiindcă suntem fii ai Săi, Duhul Fiului Său, Duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava. Duhul Sfânt este Duh de înfiere, este Duh prin care suntem înfiați, prin care suntem introduși în această relație specială cu Dumnezeu, care devine Tatăl nostru, iar noi suntem fii și fiicele Sale. Și apoi, ultimul lucru sau ultimul nume pe care aș vrea să-l amintesc înainte de a încheia, este numele pe care îl menționează Noul Testament în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 36. În grecește, numele acesta este Kyrios, adică Domnul. Se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn, adică Kyrios și Hristos pe acest Iisus pe care L-ați răstignit voi. Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care L-ați răstignit voi. El, Dumnezeu Fiul, este Kyrios, este Domn. Nu numai Hristos. Hristos înseamnă unsul, înseamnă Mesia. Dumnezeu care s-a coborât la nevoile noastre. Dumnezeu care ne vindecă neputințele noastre, care ne iartă păcatele noastre, care ne pune pe un făgaș bun. Este Mântuitor. Dar nu uitați,
acest Iisus este nu numai Hristos, ci este și Kyrios, adică Domn. El are domnia asupra vieților noastre. Și Galateni, capitolul 2, versetul 20, spune Apostolul Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. I-am dat viața mea Lui. El îmi conduce viața mea și El este Domnul vieții mele. Mântuitor e important să fie Iisus, dar și Domn trebuie să fie. Și ascultați ce spune Filipeni, capitolul 2, versetul 9, 10 și 11. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, mărit să fie numele Său. Iisus Hristos este Domnul. Ultimul nume pe care nu trebuie să-L uităm este acesta: El este Domnul. El a biruit totul pentru noi, dar El vrea să conducă viața noastră. Numele lui Dumnezeu, dragii mei, este foarte complex. Am arătat câteva din referințele biblice care vorbesc despre numele Domnului și fie ca toate acestea pe care le-am ascultat să se înrădăcineze bine în mintea noastră și în inima noastră și să Îl percepem pe Dumnezeu în toate aceste ipostaze ale caracterului Său, definit prin numele pe care El le poartă, nume divine. Mărit să fie numele Domnului în veci. Ați ascultat cuvântul Domnului, predicat de pastorul Teodor Dronca.